punctele de grăsime, problemă foarte comună a pielii, și este format din pete albe, mici, care apar pe piele, în special față. Deși punctele albe pot fi mai frecvente în rândul nou-născuților, pot apărea la orice vârstă. Punctele albe apar când keratina, o proteină cheie în stratul exterior al formării pielii, este prins sub piele în sine. Există numeroase remedii care pot ajuta la eliminarea punctelor albe de pe față, iar cele mai eficiente le enumerăm mai jos. Zahăr și suc de lămâie. Lămâile au proprietăți antibacteriene și antioxidante. Faceți un exfoliant natural amestecând două linguri de zahăr, sucul de o jumătate de lămâie și o linguriță de ulei de măsline. Fregați ușor soluția pe piele și lăsați-o să acționeze aproximativ 15 minute înainte de clătire. Miere de albine. Amestecă o lingură de miere cu una de zahăr pentru a pregăti un remediu natural exfoliant, care ajută la eliminarea punctelor albe și la hidratarea pielii. Ulei de ricin are proprietăți antibacteriene care ajută la controlul producției de grăsime pe piele. Se amestecă două părți egale de ulei de ricin și ulei de măsline și se aplică pe piele până când este complet absorbit. Clătiți cu multă apă. Ulei de arbore de ceai este un excelent dezinfectant natural și o soluție eficientă pentru a elimina punctele albe. Proprietățile sale antibacteriene și antifungice îl fac util și împotriva oricărui tip de infecție. Aplicați uleiul pe fața curată și lăsați-l peste noapte.